Salutare, dragi prieteni! Bine v-am regăsit pe canalul nostru de YouTube Madeline Huca. Eu mă numesc Vlad și sunt bucuros să vă văd aici. Astăzi noi vom face un review la o narghilea din Ucraina, și anume este vorba de Karma Huca. Haideți să începem, băieți! Bun. Din ce este făcută această narghilea? Decorul acestei narghile este făcut din lemn. Modelul care îl avem noi astăzi este Karma Huca, model 1.1. Și-a fost dată nouă în review de către Caro Club, care se află în piața muzeului, în Cluj, Napoca. Bun, decorul este făcut din lemn. Țeava din mijloc este făcută din inox și țeava care intră în contact cu apa este făcut la fel din inox. Baza narghilelei, la fel și conectorul pentru creuzet, este făcut din aluminiu anodizat. Haideți să strângem această narghilea. Se strânge ea un pic mai diferit decât ce ați văzut voi până acum. În primul rând. Înfiletăm. Conectorul. Punem decorul care este din lemn. Lemnul este foarte bine lucrat. Chiar mie foarte tare îmi place. Încă o dată mă mai repet, acest model se numește Karma Huca, model 1.1, varianta album. Conectăm asta în baza narghilelei și înfiletăm țeava de jos, care intră în contact cu apa. Ca design, din partea dată, avem logo-ul lor Karma Huca, sper să se vadă în camera. Bun, în complet, în mare parte, se diferă. Poți să-ți cumperi separat țeava de la narghilea, cu tocul de cor. O chestie foarte, foarte faină ce are Karma Huca este farfuria lor. Este chiar o tavă foarte faină, făcută într-un stil, din câte am auzit eu, e turcesc. Dar pot să vă spun că are, cred că, și ceva trăsături din Brazilia. Aici este gravat pe partea din spate Karma Huca. E fain. Ce am văzut eu la ei e că poți să-ți bagi și logo-ul tău personal în partea opusă. Dintr-o parte să fie Karma și din partea opusă să-ți fie logo-ul tău. Punem garnitura pentru vas. Bine, ce spuneam eu despre complectul care poți să-ți iei? Poți să-ți iei complect țava împreună cu tavă, fără muștuc. Al doilea complet este țava împreună cu vas și cu muștuc. Al treilea complet este țavă, tavă, vas, muștuc și creuzet Karma Huca. Este destul de fain. Imediat o să facem un creuzet și o să vă arăt de mai de aproape. Bun. Am prins biluța. Punem biluța. Bun. Acum punem cotonul. Okay, să vedem dacă tot e ok. Totul este perfect. Așa arată în urmă. Și după ce o strângem. Thank you.
Acum facem un closet și împreună testăm acest. Vom avea nevoie de blubere de la Azur, un pic de aromă. Vom avea nevoie de Miracle Pie de la brandul Puer. Să vedem dacă se focusează, să vedeți și voi. Bun. Avem nevoie de Cherry Schwarzwald. Și avem nevoie de foarte, foarte puțin Crystal Winter ca să nu fie foarte, foarte dulce. Bun. Vom face această narghilea în straturi. Noi nu dorim să simțim Crystal Winter. Adică gen, noi nu vrem ca narghilea noastră să fie fresh. Dorim să nu fie atât de dulce și să persiste un pic de ice care pe noi, care noi nu o să-l simțim, dar el va fi. În stratul de jos punem Crystal Winter. Destul de puțin. Neapărat să știți că să nu-l punem la pereții creuzetului, pentru că dacă o să-l punem la pereții creuzetului, cine nu știe, în primul rând se încălzește pereții unui creuzet. Și după asta se încălzește aroma din mijloc. Deci, avem grijă ca aroma noastră să nu se atingă de pereți, că noi nu vrem ca Crystal Winter să fie pronunțat. Dorim doar ca el să fie un pic jos. Cam atât, este destul de Crystal Winter, pentru că cine nu știu, Crystal Winter este gheața destul de puternică. Bun, după asta avem nevoie de Cherry Schwarzwald. Îl punem jumătate cu Miracle Pie. Partea dată punem Miracle Pie. Aresim bine aroma. Nu o amestecăm, dar o aresim separat. Și deasupra vom pune blueberry de la brandul Azur. Un minus, poate pentru cineva este un plus, la creuzetul Karma Hooka, că intră în jur de 25 de grame, eu zic că deja. Mai resit. Și o facem în atingere. Trage ușor, trage ușor. Așa. Punem calaut peste cruze. Având în vedere că e în atingere, destul de bună. Punem creuzetul pe narghilea. Avem nevoie de 30 de secunde. Bun. O trecut 35 de secunde maxim. Vedeți cum se ridică fumul deasupra la creuzet. Narghilea 100% e gata. Eu când am tras, dar deja vreau să tușesc. Da, eu zic că ar fi ok.
Cum se trage din Karma Hookah? E ceva clasic. E mai apropiat de Khalil Mamun. Pot să zic că am avut destul de multe Khalil Mamun și Shirin Fazi. Se trage un pic mai ușor de Khalil Mamun. Haideți să vedem cum iese fumul atunci când zogăm în acelea. Acum vreau să vă spun despre acest mix, s-a primit destul de tare. Când tragem, primul gust care îl simțim este afină de la Azur. Când expirăm fumul, simțim gust de Miracle Pie cu cherry și pe limbă rămâne ca un... și la sfârșit avem un gust de prăjitură cu afină și cherry. Această narghilea, după părerea mea, intră în top narghilele care sunt făcute din lemn. Vedem cât fum scoate această metodă de preparare a unui brouzet. Încercați și voi. Nu neapărat să aveți un brouzet Karma, puteți să încercați și un alt brouzet. Neapărat să fie în atingere, ca să scoatem cât mai mult fum. Pe azi, dragi prieteni, acest video a luat sfârșit. Eu vă doresc numai bine, vă mulțumesc că ați fost cu mine și ne revedem în video următor.